De astăzi, peste 2 milioane și jumătate de copii din 2500 de localități vor putea fi prezenți fizic la cursuri. Conform Ordinului Comun al Ministrilor Educației și Sănătății, se reîntorc la școală elevii care învață în localități în care incidența infectărilor a fost mai mică sau egală cu 1 în ziua de vineri. În celelalte situații, școlarii vor continua să facă orele online. Mai mult, copiii nu vor mai fi obligați să poarte masca de protecție în curtea școlii, însă regula pauzelor decalate se va aplica în continuare pentru a se evita aglomerația. Predarea se va face online în clasele în care au fost confirmate cazuri de infectare cu SARS-CoV-2.